Lucrarea Alfa Omega este o mare binecuvântare pentru oameni. Personal am fost în multe case și oamenii mi-au spus, odată mi-au spus, noi te cunoaștem, fiindcă te-am văzut la Alfa Omega, aceasta este mai puțin important, iar ei mi-au spus, singura noastră resursă sau singura noastră hrană spirituală este Alfa Omega. Atât din țară cât și din străinătate. Chiar nu de mult am discutat cu cineva din Italia care s-a hotărât pentru Domnul și l-a chemat pe Domnul în inimă și a predat viața Domnului și acum dorește să încheie legământ cu Domnul în apa botezului și totul a plecat de la Alfa Omega. Chiar a luat e-mail, adresa de e-mail și telefonul și ne-a contactat. Eu văd lucrarea Alfa Omega o mare binecuvântare. Dacă în timpul Apostolului Pavel ar fi fost mijloacele acestea de a răspândi Evanghelia, sigur Apostolul Pavel ar fi apelat la ele. Domnul Iisus a folosit mijloacele contemporane, a luat barca și a spus, depărtat-o putând de țărm. Și s-a folosit de mijloace. Dumnezeu, ai varsă ungerea, ai varsă slava și cuvântul lui Dumnezeu străbate pământul de la o margine la cealaltă. Și Dumnezeu folosește Alfa Omega. Este un har, o favoare care Dumnezeu o dă ca prin Alfa Omega cuvântul lui să fie răspândit. Am văzut și văd un impact foarte puternic atât în bisericile unde slujesc, cât și în multe părți ale țării și am fost foarte surprins și dincolo, în Europa și chiar în Statele Unite. Pentru mine a fost o mare bucurie să aud că oamenii cunosc despre lucrarea Domnului tocmai de la televiziune, ceea ce nu era posibil cu mulți ani înainte. Și asta e o mare bucurie pentru că știu că această lucrare, Alfa Omega, poate atinge inimile oamenilor, poate intra în casele oamenilor, acolo unde noi, pastorii, evangheliștii, poate de multe ori nu avem niciun acces. Și asta e o mare bucurie știind că împărăția lui Dumnezeu se lărgește. Și am văzut oameni care sunt pe deplin fericiți și bucuroși, pentru că există și în România posibilitatea asta. Alfa Omega este o binecuvântare, este un oxigen ceresc pentru națiunea română. Îl cunosc pe fratele preiubitul nostru, frate Tudor Pețan, de circa 15 ani când venea la București la întâlnirile noastre pastorale. Întotdeauna cu mult entuziasm pleda și prezenta lucrarea mass media creștină pentru lumea din sudul României. Și pot să vă spun cu multă satisfacție că este o lucrare de mare impact, de benefică și cred că una dintre cele mai binecuvântate căi de a pătrunde în casele oamenilor. Poate că mulți nu vor să se ducă la o biserică. Fie că nu vor sau alții poate nu pot. Mass media creștină, deci televiziunea și radioul creștin, este un mijloc ales de Dumnezeu, cred, și pentru care mă rog Domnului și pătrunde în casele și în sufletele oamenilor. Deci cred că Domnul i-a pus pe inimă fratele Pețan și ne-am rugat și continuăm să ne rugăm pentru prosperitatea acestei lucrări, nu numai în sudul României, dar și în multe zone ale lumii, pentru că trebuie să recunoaștem un adevăr dureros. Avem români plecați aproape în toate cele patru zări ale lumii. Și rugăciunea noastră este, Doamne, binecuvintează toți românii din orice parte a lumii și Evanghelia Ta fă să înainteze triumfător spre orice suflet de român, pentru că datorită situației economice, sociale din țară, mulți au plecat peste hotare, însă mass media este și asta o mână a Domnului întinsă și o binecuvântare și pentru românii plecați. Așa că în sufletul nostru Domnul a pus dragoste și pentru românii care au plecat dincolo de granițele României. Prin Alfa și Omega, în mod special, aflu cum se aprind focuri în toate părțile țării și oameni treziți. E suficient să se ridice o persoană, două, și în jurul acestor persoane se creează un nucleu, un nucleu de foc. Și se produce trezirea. Mulțumesc Domnului pentru
Alfa și Omega. Mulțumesc pentru toți lucrătorii din această mișcare, această lucrare de televiziune. Se produce cu adevărat o mare trezire. O mare trezire.